Obezitatea este o problemă gravă de sănătate publică, care provoacă peste 1,2 milioane de decese în fiecare an în întreaga Europa, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. În ultimele două decenii, rata de obezitate a crescut îngrijorător, mai ales în rândul adulților. Situația e mai gravă când vorbim despre copii. În contextul Zilei Mondiale a luptei împotriva obezității, Tatiana Lipkin ne spune cum stă România la acest capitol. În țara noastră, aproape 40% dintre copii au probleme cu greutate din cauza stilului de viață tot mai sedentar, dar și alimentației necorespunzătoare. În 2020, în România, erau peste 35.500 de copii obezi, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică. Față de anii anteriori, vedem că totuși cifrele sunt în scădere. Cu toate acestea, rămânem în fruntea țărilor europene când vine vorba de obezitatea infantilă. Dacă este să privim statisticile legate de obezitatea în rândul adulților, vedem că România stă mai bine față de alte țări la acest capitol. Avem cele mai puține persoane obeze din Europa, arată datele Eurostat. Rata de obezitate la noi este de aproximativ 11%. Italia, Bulgaria și Norvegia se numără și ele printre țările cu cei mai puțini oameni obezi. La polul opus, cea mai mare rată de obezitate este în Malta, vedem aproape 29%, Ungaria aproape 25% și Croația cu o rată de 23%. În toate țările, cu excepția Ciprului, rata de obezitate a crescut în ultimii ani. În România, de exemplu, în 2008 vedem că am avut o rată de aproape 8%, iar în 2019 rata a crescut cu aproape 3% și a ajuns la aproape 11%. Obezitatea este a patra cauză de deces în întreaga lume, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, și cauzează un risc crescut de a dezvolta mai multe afecțiuni, cum ar fi boli cardiovasculare, cancer, dar și diabet de tip 2.